The String of Life, în 18 minute. O viață de om în 18 minute. O să văd cum mă descurc, habar nu am. Dar cum mioapă sunt de fel, nici măcar nu văd cronometrul de aici din față, de asta am și refuzat să mai țin ochelarii, așa că să lăsăm timpul și povestea să curgă. Da. Toată lumea mă întreabă, măi Mihaela, dar de unde ai tu atât de multă energie și bună dispoziție tot timpul? Și eu le spun, de la viață. Bineînțeles că nu mă crede nimeni. Are ea vreun nas în mânecă, te mir pe unde și nu vrea să ne-l spună și nouă. Nu, de la viață. Eu am să încerc să vă povestesc vouă în aceste 18 minute cum e cu buna dispoziție și cu energia. Dacă îmi iese. La final, petrecem împreună. Dacă nu, petrecem de două ori mai bine. Am avut șansa anul acesta să merg la Londra, să particip la un training al lui Anthony Robbins. Și printre multe lucruri foarte importante pe care le-am aflat, am rămas cu ceva interesant, niște cuvinte care m-au marcat. Succesul în viață este garantat atunci când faci totul cu bucuria, entuziasmul și curiozitatea unui copil. Am stat și m-am gândit cum Dumnezeu, de unde știe Anthony Robbins chestiile astea? Ori pe undeva s-a întâlnit cumva cu tatăl meu, care e un ardelean neaoș, a fost Dumnezeu să-l odihnească, din Târgu Mureș, de lângă Zau de Câmpie și cumva i-a mărturisit ceva, ori Anthony Robbins, cu metodele lui vrăjitorești, o fi ajuns cumva pe calea undelor și s-a inspirat de la tata. Deci ceva s-a întâmplat, pentru că tatăl meu mi-a spus cu mult, mult timp în urmă, mă fâța lui tăticu, e tu-i lua viața în serios, așa te-a luat pe tine ea, așa te-a trântit de nu-i vede. Dar pă, dacă tu-i luau așa cu binișorul și-i glumi cu ea, să știi că te-a îngăduit și ea pe tine și ți-a fi bine. Deci din două surse, aceleași lucruri spuse cu alte cuvinte. Și tot tata mi-a mai spus așa, vroiam să mă fac vânzătoare la aprozar, cântăreață la Cerbul de Aur și doar la Cerbul de Aur și artistă slash actriță. Și mi-a zis, mă, fă ce ți face, treaba ta ce ți face, mă, da să fie a mai bună. Fă ce-i face, da să fie a bună. Și mi-aduc aminte că mi-a mai zis ceva ce m-a marcat. Astăzi ești la televizor, mâine nu. Azi ești președinte, mâine nu. Azi ești portar, mâine nu. Azi ești portar, mâine ești președinte. Mă, dar statutul e om, nu ți-l ia nimeni, mă. Aflând toate lucrurile astea, le-am cam aplicat de-a lungul vieții. Am fost un copil foarte dorit. Am venit în sânul familiei mele când mama avea 43 de ani, deci și-au dorit să mă aibă. Și amândoi m-au învățat câte au putut ei. Mama crescută la pension, m-a învățat să fiu domnișoară, să fiu elegantă, să nu mănânc pe stradă. M-a învățat să stau cu coadele pe lângă mine, m-a învățat să nu merg pe stradă cu mânuțele în buzunare. M-a învățat să fiu o mică, mică domnișorică. Și tatăl meu m-a învățat ce-a putut el. Tatăl meu, un intelectual prin aspirații, un haiduc, un șantierist, m-a învățat să călăresc, m-a învățat să not, să mă cațăr, să dorm sub cerul liber în natură, m-a învățat să scuip, m-a învățat să înjur, m-a învățat să arunc de la distanță cu briceagul în pădure, m-a învățat să recunosc păsările, m-a învățat să tai la traforaj, m-a învățat să recunosc florile și ciupercile. Și le-am ascultat pe amândoi, dar ce mi-a învățat tata s-a lipit de mine. Asta e, până la un moment dat. Și a venit clasa a 12-a, când eu vroiam să mă fac actriță. Mama a zis nu, numai o anumită categorie de femei. Nu uitați, eram în timpul... Câți dintre aici sunteți? Înainte de Revoluție, vreau să spun. Și, adică alaltă ieri. Și am pedepsit-o pe mama mea pentru că n-a vrut să mă lase să mă duc la teatru. Și am pedepsit-o făcând-o de rușine, credeam eu, în fața întregului cartier. Adică n-am vrut să dau la niciun fel de facultate.
Ți-arăt eu ție, să vezi ce o să te vorbească pe tine lumea când a dat fita la facultate. Numai că a venit toamna, colegii mei s-au dus la facultate, eu ce fac? M-am angajat ca muncitor necalificat la întreprinderea hidromecanică. Un an de zile. Vreau să vă spun că nici acum nu port acel albastru pe care l-avea halatul de uzină, am fobie. Și acum simt în nas mirosul de lichid de răcire. L-am puțit de vreo săptămână care nu era curățat și acum simt în nas mirosul de nisip de la sablaj de la turnătorie. Habar n-aveți ce înseamnă asta, intra în vremuri de mult apuse. Industria noastră oricum e la pământ, așa că n-aveți cum să știți despre ce vorbesc. Și după un an de zile m-am pus cu burta pe carte și am învățat tot, dar absolut tot ce mi-a picat în mână. Și am devenit contabil ce și-a dorit mama, doamnă de birou. Bineînțeles că am ținut cont de ce mi-a spus tata, am fost foarte bună. Am fost foarte bună la contabilitate, am fost instructor de dans popular și am fost foarte bună și mă gândeam la ce-mi trebuie mie să fac atâta școală când sunt pentru un instructor de dans popular, ce-mi trebuie mie zone folclorice, ce-mi trebuie mie costume populare. Abia după vreo 30 de ani mi-am dat seama la ce mi-am folosit. Și a venit revoluția. Și revoluția a fost salvarea mea până aici, spre dispelarea familiei, pentru că întemeiasem în familie, căsătorită, am și o fică, am renunțat la tot și m-am dus să spun povești copiilor. La Radio 1, primul post de radio particular în Brașov, au fost ai mei disperați toți, și cei de acasă și părinții. Unde te duci, nebună, că n-ai niciun fel de viitor? Unde-i cartea ta de muncă? Cum poți tu să lași locul călduț din uzină să te duci să spui povești copiilor la un post de radio? Cine a mai pomenit post de radio particular? Și m-am dus. Pentru că așa simțeam eu. Și aveam 30 de ani. La 30 de ani, în general, oamenii se așează. Femeile se așează, fac al doilea copil, au grijă să mai ștrâncănească ceva, așa se spune în Ardeal, nu știu cum e aici la Bacău, mai croștează un laibăr pentru familie. N-am avut liniște. Și am plecat în radio. Bineînțeles că n-am spus povești copiilor atunci, pentru că au ajuns la concluzia că am o voce radiofonică foarte bună, lucru care se vede, cred, și acum. Și mă mulțumesc. Am câștigat locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină, de acolo mi se trage această modestie, chiar sunt bunuță pe ceea ce fac, pentru că am ținut cont ce mi-a spus tata, mă, dacă te duci să faci ceva, fii, mă, cea mai bună. Și am fost. Numai că nu mi-au ajuns cei 2 ani și jumătate, 3, am trecut în televiziune, pentru că așa a fost să fie. Și la 40 de ani, după 10 ani de radio și TV în Brașov, pentru că sunt brașoveancă, mi-am luat nu cățelul și nu purcelul, ci fica și am plecat la Brașov. N-am uitat niciodată de unde am plecat. Și am avut grijă să-mi păstrez statutul de om și acum îmi vizitez fostele colege de la întreprinderea hidromecanică. Sau cel puțin așa cred eu. Mi-am păstrat statutul de om. Și nu mi-a fost greu, nu mi-a fost ușor deloc la București. Pentru că vin dintr-un oraș de provincie, o fi Brașovul, locul 3, de 3 ori a luat locul 1 pe țară pentru cel mai frumos oraș din țară, dar degeaba, e oraș de provincie, vii de acolo cu educație, cu modestie, cu târșă și te duci la București, unde să ne înțelegem. Acolo lucrurile stau altfel, ori ești, ori nu ești, pe ei, pe mama lor, să ne înțelegem. Și mi-a... Da. Asta că sunteți vreo câțiva din București pe aici, așa că nu sunteți, sunteți mulți care vă mutați la București, pentru că tinerii se vor duce la București, soarele de acolo răsare, indiferent cum ar fi. Și am ajuns la București cu copilul care era la adolescență, care schimba oraș, cameră, cerc de prieteni, de la școală generală la liceu, schimba tot. Dar mi-am adus aminte de ce mi-a spus tata, că dacă eu iau viața în serios, o să mă ia și ea pe mine și mă trânti de nu mi-i vedea. Mă, și n-am luat-o. N-am luat-o. Relația pe care am construit-o în timp cu fiica mea a fost extraordinară. Ne certam acasă ca chioarele, dar când era câte o problemă din afară, ne așezam spate în spate și nu ne stătea nimic în față.
Și am mers mai departe, București. Asta se întâmpla când aveam 40 de ani. 40, ce fac femeile la 40 de ani? Păi dacă la 30 sunt așezate, la 40 chiar dorm. Hai să fim serios, serios. Da? Mai o murăturică, mai ceva. Și m-am apucat, ProTV, ProTV internațional, acasă, brand puternic, așa cum strigă lumea după mine, uite-o pe aia de la, v-am mai spus. Antena 2, Antena 2 celebri sau nu, la Mihaela Tatu, dar a urmat o emisiune care s-a numit La Hanul lui Tatu. O știți, nu? Cântă suduș bana tu, astăzi la Hanu. Și atunci mi-am dat seama că acele informații pe care le-am luat, cuprins, adulmecat, amânat, cu mulți, mulți ani în urmă, îmi folosesc acum. Pentru că cea mai puternică armă a unui popor și a unui individ este educația, este asul din mânecă pe care orice ființă umană îl are atunci când este greu. Când îi este greu, apelează la cultura generală, când îi este greu, apelează la educația pe care a primit-o și la informarea constantă. Pentru că nu există vârstă pentru educație, nu există vârstă pentru a citi. Pentru asta ai nevoie de constanță. Și decât să devenim niște caniapeliști, să stăm seara la tot felul de producții de televiziune, mai bine, pentru că suntem la un TEDx, da? Să ne înțelegem? Mai bine folosiți timpul acela pentru voi. Și cum spuneam, am ajuns și la 40, am ajuns la București, am făcut treabă bună, dar acum vreo 3 ani, de fapt acum vreo 8, au început problemele mele de sănătate. Ruptură de ligament încrucișat și menisc, m-a scos din circuit, n-am mai putut să mai schiez, să patinez, să călăresc, am avut calul meu, n-am mai putut să mă cațăr pe munte, n-am mai putut să fac jogging, n-am mai putut să fac nimic, a trebuit să schimb totul și să găsesc echilibrul în altceva. Asta se întâmpla acum 8 ani, dar acum 3 ani am descoperit o altceva mult mai puternică și mai neplăcută. Am operat, am făcut curățenie, am primit și rezultatul pe care l-așteptam, că nu este cancer. Și atunci mi-am zis, stai puțin femeie, ce faci? Încotro te îndrepți, te întorci înspre unde, când tu ai atât de multe visuri pe care nu ți le-ai realizat. Mi-am dorit să predau copiilor, am avut un club pentru copii și le-am predat. Mi-am dorit să fiu stilistă, să fiu coafeză. Și pe vremuri, unul dintre cele 3 joburi pe care le aveam în paralel, pe lângă șef de producție și secretar general de redacție la ProTV Brașov, a fost că la sfârșit de săptămână coafam și machiam mirese, soacre, domnișoare de onoare, tot satul, dacă se putea, pentru că strângeam un bănuț și am trimis-o pe Ioana în tabere în străinătate și dacă ea la școală făcea engleză avansată, am dat-o la franceză în paralel meditații. Dacă făcea franceză, am dat-o la engleză și ea când a terminat liceu a ieșit cu engleza și franceza sus. Dar pentru asta am avut nevoie de niște sacrificii, iar cel de-al treilea job a fost că făceam injecții în cartier. Sunt bună! Să nu vă îmbolnăviți! Și deci pe aia o făcusem, pe aia o făcusem, îmi mai trebuia, îmi place să călătoresc și acum îmi place să călătoresc. Și am zis așa, iau o pauză de 2 ani de zile și plec în lumea largă. Și am plecat, am luat o pauză, Ioana e la casa ei, e bine, e aranjată. De ce să nu-mi satisfac și să-mi realizez niște visuri? Și am plecat în lumea largă. Nu vă spun toate destinațiile unde am fost și nu la hoteluri de 5 stele. M-am dus cu rucsăcel în spinare. Acum 2 ani am făcut Camino de Santiago de Compostela. Este un pelerinaj pe vremuri catolic, acum spiritual, în care am fost 826 de kilometri pe jos timp de 6 săptămâni. Și acolo am cunoscut-o pe Mihaela. Am cunoscut-o pe Mihaela aia adevărată, plină de spaime și de traume și de frici și de demoni, demoni care locuiesc în toți dintre noi, dar noi nu recunoaștem. Și mi-am dat seama că eu pot să fac mai mult de atât. Și am cunoscut-o pe Mihaela, care locuiește în sufletul și în inima mea. Și m-am întors alt om. Și m-am întors și mi-am dorit să pun voce pe desene animate. Și m-am dus într-un proiect de o lună și jumătate la Oradea. Locuiesc la Oradea de un an și jumătate. Pun voce pe desene animate. 2 lucruri mai am de făcut și mi-am realizat toate dorințele.
Și când m-am întors, hai să mă apuc de televiziune, nu? Că asta e menirea mea. Doar că de unde să știu eu ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla cu televiziunea, în ce s-a transformat. Și mi-am zis că dacă eu mă întorc în această televiziune, s-ar învârti tatăl meu, uite așa, în mormânt, pentru că mi-a spus, nu-ți pierde statutul de om. Și am renunțat la televiziune. Da, ce faci? Ai 50 de ani, încotro te îndrepți. Ești o tipă talentată, ai energie cât cuprinde, ai dorință, dar toate acele însușiri care de-a lungul celor 20 de ani le-ai transformat în calități, nu le-ai lăsat așa. Cum le poți aplica? Este suficient să ceri, este suficient să ai credință. Am întrebat și am primit răspunsuri, mi-au venit întâmplări, am făcut cunoștință cu evenimentul care se numește Business Days, am făcut cunoștință cu această mișcare educațională care se numește Toastmasters și Leadership și mi-am dat seama că în această perioadă istorică și socială se dezvoltă ceva, dorința de dezvoltare personală a individului, pentru că nu-și găsește modelele la televizor și atunci are nevoie de... Da, dar răsar și trainerii și coachii și mentorii ca ciupercile după ploaie și am văzut foarte mulți care în public se exprimau într-un fel, vorbitorii în public se exprimă într-un fel și am început să-i sprijin să vorbească limpede, corect și de 2 ani de zile am citit și am studiat tot ce este legat de dicție, de frazare, de modulație, de gestionarea emoțiilor. Tot ce este legat de NLP, de limbajul corpului, de faptul că mâinile sunt ale noastre când suntem vorbitori în public, chiar dacă nu știm ce să facem cu ele. N-am înțeles niciodată de ce nu sunt multe femei vorbitoare în public, pentru că există o frică de penibil și că mai, din această zonă nu ies. Și am făcut IOT-ul, Trainer of Trainers, formator de formatori. Și... am mai făcut un curs de mediator și am învățat în ăștia 2 ani foarte mult. Cert este că acum predau cursuri de arta livrării discursului, pentru că oamenii știu sigur ce au de spus, dacă știu. Oamenii sunt foarte focusați pe conținut, dar nu pe livrare. Și m-am trezit la 50 de ani, asta se întâmpla acum cât timp în urmă, că mi-am găsit drumul. Odată am schimbat macazul la 30 și m-am jucat cu toată viața mea, care n-a fost ușoară, a doua oară la 40 și mi-am văzut de drumul meu, pentru că așa mi s-a spus ceea ce fac, să fac foarte bine. Și a treia oară la 50, pentru că mi-am dorit să-mi păstrez statutul de om. Și știu un singur lucru, că mi-am câștigat dreptul de a fi eu însă, că eu sunt Mihaela care se arată vouă, nu mai este masca Tatu care se raportează altor măști, și mai știu că tu alegi ceea ce vrei să fii și ești ceea ce alegi tu să fii, indiferent de vârstă, indiferent de statut social, indiferent de confuzia în care te afli, important este să știi ce vrei de la tine, cât de mult te iubești și cât de vertical și centrat ești în tine. Și cum rămâne? De unde am eu energie și bună dispoziție? Păi, de la viață, nu? Asta e viața. Și nu e vârstă pentru un nou început. Nu există vârstă pentru un nou început. Ceea ce este frumos și luminos și adevărat este însăși viața în care trăim. Nu mâine și nu alaltăieri,
ci acum aici. Pentru că viitorul este, am ajuns eu la concluzia din perspectiva mea, îndoielnic și ziua de mâine s-ar putea să fie un viitor foarte îndepărtat. Nu știi ce ți aduce ziua de mâine din punct de vedere al sănătății. Mai scoți o fiere, mai o chestie, mai îți dai seama că ai un mai. Deci buna dispoziție și energia pozitivă și energia în general vine de la viața pe care o trăiești în fiecare minut și în fiecare clipă. Mulțumesc!